Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului nostru, pe care l-am intitulat simplu, Dialoguri, ca să nu ne complicăm prea mult. Astăzi promitem să fim cuminți, să nu ne facem de cap, pentru că la noi în vizită a venit domnul Pavel Apostol, șeful secției evidență analiză a accidentelor rutiere din cadrul INSP. Domnule Apostol, bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Haideți să începem ușor. Cum ați ales sau de ce ați ales să mergeți pe această cale de meseria de a fi polițist? Ok, dacă să discutăm de ce am ales anume această meserie, trebuie să ne întoarcem în anii de copilărie. Din start nu am vrut să devin polițist. Mă gândeam cu totul la altceva. Mă gândeam, așa cum erau atunci pe timpuri, să devin un grănicer, să păzesc hotarele Republicii Moldova. Anume din această cauză, după ce am absolvit 9 clase, ca să mă familiarizez cât uși de cât cu această activitate, cu servicii de patrulare, cu militarie, am aplicat și am continuat studiile la Liceul de Cadeți Sfântul Gheorghe, a Ministerului Afacerilor Interne. Dar în momentul în care am absolvit acest liceu, mi s-a pus două poziții, da? Fie să-mi continui studii ca să devin grănicer din cadrul Institutului Militar, fie în continuă activitate polițienească în cadrul Academiei de Poliție Ștefan cel Mare. Și am ales Academia de Poliție Ștefan cel Mare, unde am făcut studii pentru, în perioada de 4 ani de zile, 2008-2012, dar în mare parte mult mai influențat, inclusiv și sora mea, care la fel este polițistă și ea ca mine. 4 ani, ați zis, corect? La Academie de Poliție, da. Și acum, 3 la Liceul de Cadeți. Acum, cât se face pregătirea pentru, nu știu, pregătirea unui polițist de patrulare, spre exemplu? Iarăși, în dependență de situație, dacă vorbim despre studii la Academie de Poliție, la frecvență zi, facultatea drept poți să fie 4 ani de zile, securitate și ordine publică 3 ani de zile. Dacă persoana deja are studii superioare și urmează să treacă doar anumite cursuri de perfecționare, acestea durează de la 3 luni până la 6 luni. Da. Pentru că eu am auzit și am văzut chiar cu ochii mei persoane care au terminat 12, au absolvit 12 clase cu brio și merg la 6 luni, în funcție de specialitate, nu cunosc specialitate, merg la 6 luni la formare. De funcție la da. Care doresc să accept. Sigur că nu e cea mai, dar... Pentru anumite categorii de funcții sunt prevăzute anumite condiții, da, ce studii trebuie să dețin și așa mai departe. Dacă dorești să aplici la o funcție mai bună, respectiv trebuie să întrunești aceste condiții, da, și studii superioare, cunoașterea limbilor străine și așa mai departe. Este important să mergi anume la Academie de Poliție sau poți să faci și alt domeniu? Iarăși, în dependență de ce activitate doriți să realizați. Eu, ca absolvent al Academiei de Poliție, aș recomanda la toți să-și facă studii care doresc să... Dacă să lucrezi, dacă vrei să lucrezi în cadrul poliție. Academiei de Poliție, da? Că acolo pregătesc și inclusiv ofițeri de urmărire penală și experți criminaliști, dar și alte specialități care ulterior, cu siguranță, puteți să vă regăsiți și vă regăsiți activând în poliție, fiindcă odată ce absolviți Academia de Poliție la secția zi, respectiv există și o anumită obligativitate, este încheiat un contract, faceți studii gratis, dar sunteți obligați să activați o anumită perioadă de timp în cadrul Poliției Naționale. Această perioadă este de minim 3 ani? Iarăși în dependență, da, de minim 3 ani de zile. În cazul în care nu faci... În cazul în care nu faci, se fac recalculele, se calculează cât de cheltuit statul pentru a face acele studii, cât de învățat și respectiv întorci banii care au fost cheltuiți pentru studii. Haideți să mai discutăm un pic despre meseria de polițist, anume a dumneavoastră. De câți ani faceți această meserie? Din 2012, după ce am absolvit Academia de Poliție, la început am fost repartizat ca ofițer de urmărire penală în cadrul Inspectoratului de Poliție Botanică, dar ulterior am ajuns la Inspectoratul Național de Patrulare pe atunci. Din 5 martie 2013, când a fost creat inclusiv și Inspectoratul General de Poliție și Inspectoratul Național de Patrulare și am deținut diferite funcții.
Merită efortul? Adică a meritat efortul? Acum la 12 ani distanță, practic. Orice ce profesie, dacă îți place ceea ce faci, cu siguranță că merită efortul. Și dacă îți faci lucrul bine, respectiv la o anumită perioadă de timp, cu siguranță și beneficii sunt mai mari pentru tine. Dar ce ți-a îndemnat pe cei care astăzi vor să profeseze această meserie, meseria de polițist, indiferent de patrulare, de ofițer de urmărire penală, nu are importanță. Ce ați putea îndemna pe tinerii? Iarăși cunoștințele de bază care trebuie să le aveți ca să deveniți un polițist independent de domeniul activității pe care îl doreți să-l practicați. Trebuie să vă gândiți bine înainte să faceți această profesie, fiindcă, iarăși, dacă aveți familie, aveți soție, copil mic, să știți că profesia de polițist lovește direct inclusiv și membrii familiei, fiindcă sunt acele ture de noapte, sunt acele zile de sărbători, când toată lumea stă la masă, sărbătorește, dar polițistul stă de veche, patrulează, asigură ordinea publică, sunt acele chemări, dacă discutăm despre ofițeri de urmărire penală, la fața locului, examinarea infracțiunilor și multe, multe alte situații, de aia trebuie să analizați foarte bine, dar iarăși, dacă primiți plăcere de la ceea ce faceți, simțiți că ceea ce realizați aduce folos societății, cu siguranță aplicați și continuați mai departe. Voiam să vă întreb dacă e obositor, dar cred că deja mi-ați explicat că e destul de obositor. Riscant? Cineva a spus că dacă ai să faci lucru care îți place, n-ai să lucrezi nici o zi din viața ta. Exact. Și mai, deci lucrezi, primești plăcere și mai aduci și folos. Exact. Haideți acum să trecem la... să fim mai pragmatici un pic, să oferim și niște date. Care este situația accidentelor rutiere? S-a creat impresia în societate că în ultima vreme sunt foarte multe accidente rutiere. Pentru că ori ele sunt mai mediatizate, ori noi mai mult le mai atragem atenția, în comparație cu ceilalți ani, spre exemplu. Iarăși este necesar să facem retrospectiva anii 2010-2012, da? În acea perioadă, noi pe parcursul unui an de zile puteam să înregistrăm peste 400 de cazuri de decesuri și peste 3.000 jumate de accidente rutiere cu implicarea persoanelor. La ziua de astăzi, la noi ajungem până 200 de decese și respectiv avem 2.400 de accidente rutiere. Trendul acesta de scădere din 2012 și până la ziua de astăzi este în permanentă descreștere. Însă, ceea ce spuneți dumneavoastră, un accident rutier în urma căruia avem înregistrat o persoană decedată, respectiv este mediatizat pe larg de sursele mass media. Noi nici nu am avut așa de multe surse mass media în acea perioadă, da, anii 2010-2012. Respectiv, acest fapt, pe de o parte, este și pozitiv, fiindcă persoana cunoaște despre circulația rutieră, despre aceste accidente rutiere. Despre impactul lor. Despre impactul lor, da. Pe de altă parte, creează și un aspect negativ când vorbim despre acea sine-încredere exagerată a cetățenilor noștri. În momentul în care el vede un accident rutier la televizor, spune ok, e rău că s-a întâmplat, cineva are de suferit, dar foarte rar când cineva se gândește că acest lucru poate să întâmple și cu mine. Acea sine-încredere exagerată în forțe proprii. Și aici este cel mai mare paradox, fiindcă fiecare din noi are rude apropiate, are prieteni cunoscuți care au fost victimele accidentelor rutiere, cu părere rău, care din ei și au decedat, dar niciodată nimeni nu își pune întrebarea sau nu se gândește că un eventual accident rutier poate să se producă și cu mine. Și în unele situații, spre exemplu, putem și să tolerăm o anumită categorie de încălcări pe care pot genera accidente rutiere. Cel mai bun exemplu în această situație este starea de ebrietate la volan. De fiecare dată o spun, omul când consumă nu face acest lucru undeva în pod ca să nu-l vadă nimeni, sau ferit de ochii lumii, da? În momentul în care observați că el consumă și se urcă la volan și se deplasează, păi ar fi cazul să sesizați poliția sau încercați să-l convingeți să nu facă acest lucru. În mare parte, cu părere de rău, societatea noastră în unele situații tolerează. Ok, el s-a urcat în stare de ebrietate la volan, deci el își asumă, pe de altă parte el merge la stânga, dar eu fac la dreapta, cu siguranță nu o să intersectăm, dar nimeni nu dă garanție că după prima intersecție el nu o să ajungă din urmă. Sau va ajunge întreg acasă. Dar, iarăși, acest aspect evoluează pe parcursul anilor.
La început, prea puțin sesizau poliția despre aceste situații, dar la an la an, numărul acestor sesizări crește și societatea noastră devine mai responsabilă, mai disciplinată. Ori, iarăși, trebuie să abordăm domeniul siguranței circulației rutiere, este unul foarte complex. În acest domeniu, poliției revin numai două aspecte. Vorbim despre realizarea activităților de prevenire și informare, pe de altă parte, activități de aplicare a legii. Punct. Dar cum rămâne cu infrastructura rutieră? Cum rămâne cu educația rutieră, cu pregătirea conducătorilor auto? Cum rămâne cu pregătirea inclusiv și în instituții de învățământ a copiilor? Noi des întâlnim situații când mama sau tată, persoană matură, trece cu copilul neregulamentar, da, sau în general nu găsesc explicații la situație când mama și tata stau pe bancheta din fața, ocupat de centură de siguranță, copilul este fără scaun, fără centură cuplată pe bancheta din spate. Exact, dar despre aceste accidente rutiere și faptul că ele au, numărul lor este în descreștere, asta nu ar trebui să ne bucure deloc, dar o cauză sau un motiv pentru care șoferii nu mai urcă în stare de ebrietate la fel cum urcau înainte, sunt și amenzile, să înțeleg. Sunt și amenzile, sunt care cele sunt modificări a legislației în vigoare, da, care au fost realizate. Spre exemplu, iarăși, dacă discutăm pe cauzele generatoare accidentelor rutiere, pe primul loc, în fiecare dată, se află viteză. Și aici vorbim, pe de o parte, situație când nu este respectat regimul de viteză, pe de altă parte, când viteza nu este adaptată la condițiile meteo, la condițiile rutiere, da? Ok, vă dau un exemplu. Viteza regulamentară de plasare în afara localității este de 90. Dar dacă tu ai gheață pe partea carosabilă, nu este cazul chiar să te deplasezi cu 90, este cazul să reduci din acea viteză de plasare cu 70 sau 50 km. Dar aici revenim la ce ați spus anterior, că educație și nivelul de inteligență al conducătorului auto, care trebuie să înțeleagă pe ce merge și pe de o merge. Parte, da, dar pe de altă parte și pe alții. Revine și responsabilitatea autorităților și vă spun de ce. Fiindcă omul este predispus să greșească. Dar noi, ca să garantăm securitatea acestei persoane sau ca să garantăm securitatea altor participanți la trafic care respectă, trebuie să-i creăm așa condiții de infrastructură că el a priori să nu poată să traumeze sau să cauzeze un accident rutier altul conducător auto ce se deplasează pe banda alăturată cu el, da? Exemplu foarte bun, aceste când sunt separate fluxurile de transport, da? Care exclud situația când cineva poate să iasă contrasens, da? Fiindcă noi am avut foarte multe accidente rutiere când persoane din cauza vicezii excesive sau din cauza adormitului la volan ieșeau contrasens, tamponare frontală și de obicei în aceste cazuri persoane decedate. Da, din păcate. Iată, eu permanent primesc întrebarea de la mulți prieteni de-ai mei și eu mi-o pun deseori, care este limita de viteză admisibilă în Republica Moldova, conform legii? Ok, în regulamentul circulației rutiere o să găsiți descris că pentru localitatea 50, în afara localității 90, și o să găsiți și acel semn care se face referire la autostrăzi, cu părere de rău la ziua de astăzi, nu e autostrăzi. Dar am înțeles că este o porțiune de drum unde se permite 110. Autostrăzi pregătite în condiții în care noi putem să spunem că aceasta este o autostradă, nu avem. Și respectiv nu este cazul că pentru plus 10-20 km să punem în pericol propria noastră viață sau celorlalți participanți. Deci ca să înțelegi, ca să fie clar, 110 km nu există nicăieri în Republica Moldova. Pentru că există nu există, chiar și pe acea porțiune de drum care faceți dumneavoastră referire, amenajarea infrastructurii rutiere nu este dezvoltată într-atât ca să garanteze securitatea tuturor participanților la trafic și respectiv să puteți să vă deplasați cu viteza de 110 km la oră. Intuiesc că dumneavoastră vorbiți despre acea porțiune care se află între Peresecina și Magdăcești la Gorj. Exact. Dar noi acolo avem și trecere de pietoni, noi acolo avem și loc de întoarcere, ceea ce pe autostradă a priori nu trebuie să existe. Da, este intrare de pe autostradă, ieșire de pe autostradă, mm-hmm. Atât. De asta aici intră în joc un alt aspect, infrastructura. Adică dacă, pentru că eu de multe ori mă deplasez, spre exemplu, multe drumuri trec prin localități, multe drumuri care fac legătura între Leușeni și Chișinău, spre exemplu. Și acolo sunt foarte multe sate, da? 50, 50, 50. Eu vreau să ajung mai repede. Aici intervine un factor foarte important. Infrastructura pe care noi, un capitol la care noi încă
Și căpătăm bine. Aveți perfectă dreptate, da. Noi dacă scumpărăm infrastructura rutieră care este acum la noi și cu statele care sunt europene, cu existența celor centuri de ocolire, cu existența celor autostrăzi, ceea ce ați spus dumneavoastră, eu cunoscând că trebuie să ajung mai repede, spre exemplu în Europa o să selectez să mă deplasez pe autostradă, în Republica Moldova nu prea avem multe căi de alternativă. Dar asta nici nu ne oferă dreptul să ne abatim de acele norme, de acele reguli care sunt prescrise de legislația în vigoare. Ori este un caz recunoscut, chiar și pe porțiunea care ați spus dumneavoastră, la Chișinău, Leușeni. Dacă o să vă deplasați fără ca să respectați acea limită de viteză care este prestabilită de localități, o să ajungeți la locul destinației cu diferență de 5-10 minute. Oare este necesar să puneți în pericol propria viața și sănătatea, viața și sănătatea pasagerilor care se află cu dumneavoastră în unitate de transport, viața și sănătatea pietonilor în acele localități pe care le tranzitați pentru 5-10 minute? Dar vedeți că drumul care duce spre Leușeni este destul de îngust, dacă nu greșesc eu. Da. Mai sunt și camioane care trec pe acolo și e și acest pericol. Adică infrastructura joacă un rol foarte important. Cu siguranță da. Dar nu cum? Poate în unele situații chiar și mai mult decât activități de prevenire și de aplicare a legislației. Fiindcă vă spun, dacă infrastructura rutieră corect, amenajată, care este prietenoasă pentru toți participanți la trafic, aici e un aspect foarte important, nu trebuie să creăm cât mai multe bese de circulație în detrimentul pietonilor sau în detrimentul bicicliștilor. Nu trebuie să mărim viteza de plasare pe o anumită porțiune de drum, astfel, ok, pentru conducătorii auto că ajung mai repede, dar e un risc foarte mare pentru pietoni care traversează pe acea parte de drum. Iată de ce, nu știu cum, în Europa... Asta e și sensul autostrăzii, în principiu, să ajungi mai repede. Ok, autostrada, da, dar chiar și amenajarea infrastructurii corecte în interiorul unui municipiu sau în interiorul unui oraș. Cu aceleași locuri de parcare, da? Când se parchează chiar în decentul trecerii de pietoni. Și vizibilitatea, vizibilitatea este redusă și conducătorul auto, chiar și la viteza de 30 de km la oră sau mai mică, se trezește în ultimul moment un pieton care este înaintea lui. El nu ar decât să intuiască sau să anticipeze că s-ar putea să vină cineva acolo și să oprească. Cu situația dată, nu uităm și despre existența indicatoarelor rutiere și marcajelor rutiere. Iată de ce în momentul în care ne apropiem de trecerii de pietoni, suntem ochi și urechi și adaptăm viteza, adaptăm comportamentul nostru la situația care este în jur. Atât. Deci, eu cred că principiul ăsta de anticipare este, trebuie să fiu prezent la fiecare șofer, ca el să anticipeze cu o minută, două înainte, sau nu chiar doar secunde anticipare, înainte. Nu doar anticipare, eu aș mai adăuga la toate acestea și respectul reciproc în trafic. Eu astăzi conduc o unitate de transport, eu sunt conducător auto, asta nu înseamnă că eu, pentru mine, sunt important doar să respect alți conducători auto care, la fel ca mine, conduc unitățile de transport. Nu. Eu trebuie să respect și pe acel pieton, eu trebuie să respect și pe acel biciclist și motociclist care, la fel, de an la an și practică ne arată că numărul lor crește. Eu trebuie să respect și alte persoane care aleg alte mijloace alternative de transport, aceeași trotineta electrică, care 5 ani de zile în urmă nu le întâlneți în municipiul Chișinău sau în general. Dar activitatea lor este acum reglementată, spre exemplu? Acum, da, s-au fost operate acele modificări necesare în regulamentul circulației rutiere. Dar, iarăși, noi vorbim că noi legislativ am prevăzut anumite aspecte, dar ca să garantăm securitatea lor, trebuie să ne întoarcem la aspectul de infrastructură, da? Să le amenajăm acele spații care sunt destinate circulației lor, iarăși să intervenim în reglementare, ok, el este reglementat, dar tehnic în adaptarea vitezei de deplasare, cu ce viteză s-ar putea să deplaseze aceste mijloace de transport alternative, da? Și nu în ultimul rând, câte persoane trebuie să afle pe ele, dar noi am văzut foarte des, unul așa două, trei persoane pe o trotinetă. Vedeți, ele de foarte multe ori, de ce am văzut eu, merg pe carosabil, partea carosabilă. Merg pe partea carosabilă, merg pe trotuar, printre pietoni, da, punând în risc. Dar chiar și pe pietoni îi pun în risc, dar și pe șoferi, pentru că șoferul practic trebuie să îl ocolească un pic, pentru că e viteza lor de deplasare e un pic mai mică decât... Iată de ce este important că ei să aibă spațiile destinate circulațiilor. Dar infrastructura... Inclusiv care pot fi folosit și de bicicliști. Infrastructura actuală nu poate permite acest lucru. Independență de la localitate la localitate. Ok, el nu se duce. Mă refer la orașe mari, pentru că aici mai mult. Asta e. În municipiul Chișinău, vă dați bine seama, doi, noi avem acele piste de bicicliști, dar e puțin. Vă spun că numărul persoanelor care utilizează aceleași biciclete, aceleași trotinete, de la an la an crește. Și noi alte mai ales în sezonul estival. Mai ales în sezonul estival și noi alte ieșiri din situație nu o să avem, fiindcă orașele cresc,
Sunt mai multe unități de transport, ambuteajele sunt mai mari, respectiv persoanele ceva fie se deplasează cu transportul public, fie aleg mijloace de transport alternativ, care, pe de o parte, sunt mult mai bune pentru sănătate, da, aceeași bicicletă sau aceeași trotinetă. Dar, dumneavoastră, spre exemplu, pentru că am văzut un îndemn inclusiv al unor actori care ne îndemnă să circulăm cu transportul public. Poliția are același îndemn să circulăm mai mult cu transportul public și să evităm să circulăm cu mașina? Iarăși, uitați-vă, e ok dacă e să vorbim pentru aspectul de evitare a ambuteajelor, da? Să optăm pentru transportul public, dar nu trebuie să uităm și condițiile acest transport. Exact. Da? El trebuie să deplaseze conform graficului, să fie acele condiții minime, inclusiv și de securitate. Nu fie burdușit în sensul... Asta este. Eu cunoscând că de la stație de așteptare transportului public din fața la casa mea, ajung până la locul meu de muncă în jumătate de oră, dar sunt deplasat, mă deplasez în siguranță, nimeni nu mă calcă, nu mă strânge la ușă în acea unitate de transport. E clar lucru că eu să les transportul meu personal și o să mă deplasez cu transportul public. Păi de aici că se pun cap în cap aceste întâlniri. Da, e ok, susțin cu ambele mâini, doar că atunci când urci în troleibus, dincolo de timpii de așteptare, tu practic te sufoci și unii oameni, mulți dintre ei, au rău de spațiu închis, de lipsă de oxigen și așa mai departe. Vă dau explicații de ce. Nu trebuie să ne așteptăm că utilizarea transportului public o să soluționeze problema ambuteajelor, da? Ca și domeniul circulației rutiere, problema ambuteajelor este o problemă complexă. Aici vorbim și despre transportul public. Aici vorbim și despre locuri de parcare. Aici avem situații și despre acele autovehicule care participă la deservirea acelor magazine. Aici vorbim despre ora de începere a activității la anumite instituții de învățământ, la școli, la grădinițe. Acest sistem integral trebuie să fie abordat complex. Spre exemplu, deservirea magazinelor să fie făcută până la orele 7 dimineața. Spre exemplu, transportul public, da, să circule după grafic prestabilit și să fie asigurate acele condiții de transportare a călătorilor. Mașinile să aibă locuri de parcare astfel încât să nu îngusteze benzele de circulație. Și multe, multe alte aspecte. Orele, spre exemplu, de lucru, să nu se înceapă la 8, să înceapă la 9 sau la o anumită de categorie. Dacă nu greșesc, în perioada pandemiei s-a încercat un asemenea model, nu mai țin minte, dar cred că ceva s-a încercat pe ore să fiecare... sau anumite categorii de cetățeni să meargă la o oră sau de angajați. Nu știu dacă s-a încercat, posibil că da, dar iarăși trebuie să fie o abordare sistematică și ne pomenim în această situație reșind în faptul că sunt implicați mai mulți actori, mai multe autorități sunt responsabile. Nu este corect sau nu vom obține acel rezultat pe care noi ne dorim. Spre exemplu, dacă eu ca polițist, aceasta este responsabilitatea mea, și eu am o posibilitate, eu acum asta o fac fără ca să mă consult cu ceilalți actori responsabili, da? Trebuie să fie o coordonare, trebuie să fie un dialog permanent. Astfel încât, toți împreună, unind eforturile, să asigurăm acel climat de siguranță în circulația rutieră din municipiul Chișinău sau în general de pe teritoriul public Moldova. Dar din punct de vedere al circulației rutiere, al ambuteiajelor, cea mai mare problemă este probabil în Chișinău. Da. Este o problemă care este prezentă în toate orașele mari din lume. Numai că trebuie să găsim soluții, trebuie să găsim abordări noi. Pe orașe din lume care sunt și turistice, apropo. Chișinăul este mai puțin turistic. Mai puțin turistic, dar uitați-vă, niciun oraș, ok, apropo, dați că discutăm și despre municipiul Chișinău, nu a fost prevăzut sau nu a fost construit. Vă rog să vă rămânem la acest gând, pentru că luăm câteva minute de publicitate, apoi revenim. Stați aproape! Noi am revenit, dragilor. Vă rog, domnule apostol, să continuați dacă ați... Da, ceea ce spuneam eu de conlucrare eficientă între autorități. Spre exemplu, eu realizând analiza situației accidentară și identificând anumite porțiuni de drum unde există riscul pentru pietoni, le înaintez acestea către administrația publică locală, da, care este responsabilă de amenajarea în zona administrativ deservită, da? Păi ei trebuie să asigure amenajarea corectă a celor trece pietoni care sunt cel mai mult expus a riscului. Nu este ok că el are în plan alte trece de pietoni care în general nu sunt supuse riscului sau riscul este minim, să fie făcute în primul rând și respectiv acestea care sunt cele mai periculoase
inclusiv care este demonstrat și în baza analizei care este realizată de poliție, să le lese pe următorul an. Iată ce presupune un dialog eficient. Pe de o parte, eu am furnizat informația, pe de altă parte, administrația publică locală a intervenit, nu în ultimul rând, spre exemplu, instituții de învățământ prin preajmă la aceste locații care au fost identificate, suplimentar au să organizeze anumite activități de informare și sensibilizare cu copiii care se află în preajma acelor treceri de pietoni sau acelor intersecții. Și doar așa vom aduce mai multă siguranță pe drumurile publice. Din punctul dumneavoastră de vedere, mai multe semafoare sau mai multe treceri de pietoni? Nu este corect nici una, nici alta. Eu aș opta mai multe semafoare pietonale la treceri de pietoni. În general ar fi ok dacă ele ar fi la fiecare, da? Noi nu vom avea acele situații care, da, este treceri de pietoni, avem flux major de circulație a pietonilor și respectiv îi trec câte unul, câte unul, câte unul, dar șoferii nu reușesc să traverseze acea porțiune de drum. Iată de ce, dacă o să fie semafoare pietonale la fiecare trecere pieton, pietonul o să apropie, o să apese pe buton, o să aștepte, se vor adona 3, 4, 5 pietoni, vor traversa în grup. Pe de o parte, conducătorul auto știe că pietonul are o perioadă de timp care este rezervat pentru traversare părții carosabile, pe de altă parte, pietonul fix același lucru cunoaște, nimeni nu-și pierde nervi și toți ajung la locul destinației în siguranță. În general, semafoarele în intersecții, iarăși anumite studii realizează că și iarăși mai multe orașe abordează mai puțin situația dată când sunt mai puține semafoare și mai multe sensuri giratorii. Dar iarăși, independență în infrastructură, dacă infrastructura rutieră sau dacă acea poziționare geografică ne permite să manejăm acolo un sens giratoriu, fiindcă vă dați bine seama, sens giratoriu din start acel conducător auto în momentul în care se apropie de sens giratoriu reduce din viteză, riscul unui tamponări frontale sau tangențiale este cu mult mai mic, respectiv chiar și dacă se produc accidente rutiere în intersecții care sunt semaforizate și în intersecții unde avem sensuri giratori, cele semaforizate unde sunt prezente semafoare sunt mai grave. Am înțeles. Haideți să mai analizăm un subiect care tot trezi destule nemulțumire în societate. Lumea zice că sunt cam prea multe echipaje de poliție pe trasee. Sunt întemeiate. Și avem un contraargument. Nu încălcați și acest tip de echipaje n-ar trebui să vă deranjeze. Dar cât de... Adică ei participă ca să ce? Ca să... Iarăși, amplasarea echipelor de patrulare este realizată în baza unui algoritm bine prestabilit, da? Noi realizăm analiza situației accidentale, noi realizăm analiza situației criminogene. Respectiv, echipele de patrulare sunt amplasate în acele locații unde fie există riscul producerii unui accident rutier, fie se constată cu părere de rău că pe acea porțiune de drum cel mai des se încalcă, sau în preajma acelui sector unde avem creștere sau înregistrăm anumite categorii de infracțiuni, respectiv putem să intervenim, putem să prevenim. În unele situații, chiar și prezența echipajului de patrule sau prezența polițistul pe anumită porțiune de drum. Responsabilizează. Responsabilizează, da. Dar cât este de necesar ca, nu știu, spre exemplu, într-un sat din nordul Republicii Moldova, nu știu cum să numi el, ca un echipaj să se ia la fugă după un bărbat care conduce un motocultor, spre exemplu. Poate fi consumat, poate nu. Dar cât e de necesar ca să meargă toate dealurile, să-l urmărească, să-l... Iarăși uitați-vă, în momentul în care există riscul că această persoană fie au comis o infracțiune. Păi, sau... Lumea o să zică, păi da, asta nu merge cu viteză, ce pot să fac? Ok, în situația dată, a priori, dispare acea siguranță când noi o să fugărim un motobloc. Putem să ne ferim la cazuri când cineva conduce o motocicletă. Da, apropo, că acum apar ca... Aveți perfectă dreptate, dar pentru aceste situații noi avem... Pe parcursul anului planificăm desfășurarea anumitor activități polițienești, da? Noi încercăm să evităm la maxim posibil situații când să urmărim anume motociclete, dar vă dați bine seama că există riscul de traumatism pentru persoanele care conduc motociclete. Pentru că mai mulți sunt copii, tineri, da, dar adolescenți. Dar intervenim prin alte metode. Eu, iarăși ne întoarcem la ceea ce spuneți dumneavoastră, că având mai multe echipaje și cunoscând direcția de plasare a persoanei cu motociclete, poți să-i creezi o blocare în trafic, poți să-l blochezi la o distanță de un kilometru, două, trei, prin alte echipe și să-l stopezi fără riscul pentru ea. Dar acest motociclist, conducând, spre exemplu, în stare de ebrietate și dacă
nu a fost stopat de mine, cine va da garanție că el ulterior nu va provoca un accident rutier, nu va suferi el, sau nu va tampona, spre exemplu, pietoni care se deplasează prin acea localitate? Pe bicicliștii care sunt prinși în stare de ebrietate. Da. Sunt și cazuri din asta. Sunt și cazuri, este legislația, ne permit și la fel prezint riscuri, dar în unele situații mai mult reprezint riscuri pentru ei însuși sau de a fi accidentați, dar în această situație, cum ați spus și dumneavoastră, ok, dacă tu ești în stare de ebrietate, păi tu bicicleta aceea la ghidon. Și dacă, chiar dacă o duci la ghidon, tot e în regulă, da? Da. Absolut. Dar, spre exemplu... Dar iarăși, în dependență, pe unde te plasești și în ce în stare te afli, fiindcă apariția în stare de ebrietate în locurile publice, la fel se sancționează. Indiferent pe ce nu te-ai aflat, sau pe jos, sau cu bicicleta, am înțeles. Despre trotinete, că tot vorbeam, au fost câteva cazuri, mai ales în Chișinău, când au fost tamponați, băieții mergeau pe... Inclusiv un coleg de-a meu care am făcut studii împreună, nu a fost tamponat de nimeni. O căzut jos de pe trotinete. Dar mulți circulau pe... Tragic. Mulți circulau pe trecerile de petoni, necoborând de pe ele. Deci... Ce este o încălcare? Ce este o încălcare? La fel și cu bicicleta. La nu fel ai și voie. Cu bicicleta, numai că în unele situații există posibilitatea ca biciclistul să nu coboare de bicicletă la traversarea trecerii de pietoni, atunci când pista de bicicliști intersectează partea carosabilă. Și la noi pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt sunt anumite intersecții, puteți să le vedeți că este acea trecere de pietoni și alături este o fâșie care este marcată iarăși prin marcaj întrerupt longitudinal, special pentru bicicliști. Prin aceste situații, el poate să continue deplasarea pe acea pistă care traversează partea carosabilă fără ca să coboare de pe bicicletă. Despre amenziile la camere. Eu auzisem anul trecut, cred că deja camerele de supraveghere a traficului rutier nu mai fixează centura și telefonul mobil. Vă rog să ne spuneți dacă este adevărat sau nu. Din ultimile încălcări fixate, da, au rămas numai viteza de plasare, traversarea la culoarea roșie a semaforului și se examinează posibilitatea fixării altor categorii de încălcări, dar asta este în perspectivă. Da, deci înainte se făcea treaba asta, da? Centura, telefonul, la camere. Da, se sancționa fixată, da. Și de ce s-a renunțat? Iarăși aici ține mai mult de aspecte tehnice a sistemului, respectiv persoanele care gestionează sistemul, cred că au analizat anumite aspecte și au ajuns la această decizie. Ok, în situația în care avem înregistrată încălcare persoana care utiliza telefonul mobil sau nu are cuplată centura de siguranță, chiar și un polițist de patrulare fără sistemul. Constatarea personală, da. Mm. Rămânem la băutură, despre băutura la volan. Care este limita admisibilă? Până la 0,15 n-ai rău. Ea a fost 0,3 cândva? De când lucrez eu... Nu a fost 0,3 la 0,15 până la 0,30 acum la momentul în aer a expirat și în sânge de la 0,3 până la 0,5. Aceste normative atrag după sine răspundere contravențională. Tot ce este mai mult de 0,3 în aer a expirat și mai mult de 0,5 în sânge atrage după sine răspundere penală. În statele din Europa de vest, dacă nu greșesc, limita admisibilă este mai mare. Noi avem statele în Europa unde limita admisibilă este zero. Da, dar... De exemplu, chiar și România. Dar eu, spre exemplu, în caz concret, Spania, care acolo unde limita admisibilă este, dacă nu greșesc, 0,5, ceva de genul. Păi iarăși, totul depinde de abordare. Totul depinde și despre... aș spune că rata accidentelor este una destul de mare. Repet, nu am statistici, din păcate, dar oamenii își permit să bea o bere două și să urce la volan. Uitați-vă, starea de ebrietate depinde foarte mult de aspectul psihofiziologic al persoanei. Exact. Respectiv, nu în ultimul rând, depinde și despre cultura. Și în ultimul rând depinde și despre amenajarea corectă a infrastructurii rutiere. Nu putem să comparăm infrastructura rutieră care, spre exemplu, este în Spania și aceea care este în Republica Moldova. Respectiv, la noi rata accidentelor rutiere, starea de ebrietate la volan între în top 5. Ca număr, ele sunt puține. Dar ca gravitate, în fiecare mare parte, fiecare accident rutier acestea, minim o persoană decedată sau o persoană care este traumată gravă, adică rămâne cu schele pe viață. Respectiv, noi să încercăm într-o oarecare măsură să abordăm această
normă permisivă, da, de o bere, cred că nu este cazul și cred că încă este prematur. În momentul în care o să vedem datele statistici, pe de o parte o să ne arate că nu, practic nu avem accidente din cauza stării de ebrietate sau nu sunt atât de grave, o ca atare variantă ar putea fi examinată, dar iarăși totul depinde de abordarea complexă a acestui subiect. Ok, o să vă întreb, dar știu sigur că o să-mi spuneți despre starea fiziologică a fiecăruia în parte. Spre exemplu, am băut o bere și am urcat la volan și sunt stopat de către poliție. Și reiese că în aerul expirat am 0,28 sau 0,30, să zicem. Ce risc? Polițistul o să vă întrebe dacă sunteți de acord cu rezultatul drag, aparatului Dragger, alcotestului. Dacă da, vi se întocmește proces verbal care, cu materialele acumulate, se expediază în instanță judecată cu propunere de aplicare amenzii și privarea dreptului de a conduce de la 6 luni până la un an de zile. Dacă nu sunteți de acord, puteți să solicitați îndreptare, proba de sânge, corect, în vederea stabilirii stării de ebrietate și naturii ei. Fiindcă proba de sânge prevalează acea probă a aerului expirat. De asta și zic că mulți zic că nu o să suflu pentru că până am prelevat proba de sânge trece o anumită perioadă. Cu nu am să suflu, trebuie să fiți atent, fiindcă refuzul de a trece e dosar penal. Da. Exact. Haideți să discutăm și despre șofatul agresiv. Oamenii nu prea cedează, nu prea aveam noi o cultură în acea, da? Dar avem și foarte mulți topeiști, care, spre exemplu, eu știu că banda mea, eu trebuie să merg, nu știu, să ajung la complexul Memorial Eternitate. Eu știu că banda mea e aia, eu merg pe a treia bandă, nu mă mișc și nu mă schimb în altă parte. Vine unul cu viteză, schimbă banda, încolo încoace. Deci, ce spuneți dumneavoastră, inclusiv se întrează normele de conducere preventivă și încălcarea acestor norme, la fel poate fi catalogată ca conducere agresivă sau nerespectarea normelor de conducere preventivă și la fel se sancționează. Chiar și în momentul în care dumneavoastră, spre exemplu, vă deplasați cu viteză limită pe o bandă pe care, spre exemplu, este permisă deplasarea cu 50 de km la oră, dar persoana se deplasează special în mod vedet cu 20 km la oră. Pe de altă parte, inclusiv și acele situații care ați spus, a doilea aspect, când conducătorul auto încearcă să ocolească prin diferite metode, între taie colțurile, la fel poate fi catalogat ca conducere agresivă și la fel se sancționează contravențional. Da, dar fenomenul este unul practic, nu că necontrolabil, dar parcă nu poate fi, nu putem să-i dăm de capăt acestui fenomen. În fiecare zi, practic, se întâmplă ca cineva, nu știu, să-ți taie colțul, să creeze situații de accident. Și aici ne întoarcem la cea infrastructură rutieră. Exact, pentru că sunt parcate mașini, mai ales dimineața, când trebuie să... Nu știu de ce toți conducătorii auto la noi se gândesc că dacă dimineața iau mașini din casă, doar eu mă grăbesc sau doar ieri trebuie să ajung din punctul A în punctul B, necătând că mai sunt și alți participanți la trafic în jurul meu, da? Și dacă eu primul să ajung la locul destinației, dacă eu am prins avertizatorul, înseamnă că am nevoie, numai eu am nevoie și restul nimeni nu. Cu avertizatorul, că asta salvează practic toată lumea, cel puțin așa e percepție. A, că dacă am parcat neregulamentar sau am staționat neregulamentar, am pus avaria și iar tot e bine. Sunt diferite situații. Ok, noi avem situația într-adevăr când autovehicul se deteriorează. Starea tehnică este mai rea, ceva s-a stricat și persoana nu poate să conducă sau are nevoie de 5-7 minute să intervină, să fie mașina, automobilul să fie evacuat, dus la serviciul auto, fie să fie realizate anumite... Dar de cei care opresc la magazine pentru 10-15 minute? Acestea sunt posibil de răspundere contravențională. Genul că am aprins semnalul de avariere... Nu și blochează traficul. Blochează banda de circulație. Creează impedimente altor participanți la trafic. Mai avem și alte situații. Ok, da, avem puține locuri de parcare la noi în municipiul Chișinău. Dar nu știu de ce, de fiecare dată, dacă eu trebuie să ajung la o instituție, ideală variantă pentru mine și numai asta variantă o accept ca să-mi pot parchez unitatea mea de transport. Dacă era posibil fix în fix drept cu ușa, ar fi ideal, perfect, da? Păi este posibilitatea să găsești un loc de parcare cu 100, cu 200 de metri. Nu este o problemă să parchezi autovehicul normal, regulamentar, și să te deplasezi pe jos până la locul de distanță. Cu părere de rău, mai persistă și momente de acestea când mașina este lăsată pe banda circulației, cum spuneți dumneavoastră, pe semnalul de variere, și ok, eu am nevoie, eu mă grăbesc, eu m-am lăsat mașina numai pe 5 minute, sau în general este blocată căile de acces, locuri de intrare în parcări subterane și așa mai departe.
Aici o întrebare așa mai filozofică, să zic. Cât de importante sunt educația unui om în general și inteligența în trafic? Educația este importantă în general pentru toate aspectele vieții unei persoane. Și în mare parte și la domeniul siguranță, circulație rutiere. Cuvântul respect trebuie să fie cuvântul de bază în trafic. Respectul trebuie să fie reciproc între toți participanții la trafic. Oricum v-am spus anterior, dacă eu văd o conducător auto care se deplasează pe o bandă paralelă cu mine și dacă aprinde avertizator, asta nu înseamnă că eu trebuie să accelerez ca să nu-i oferă acea posibilitate el să schimbe sau să-și preselecteze banda de deplasare. Ok, persoana a oprins avertizatorul, vrei să facă stângă, vrei să facă dreaptă. Eu, în general, o abordare corectă ar fi să încetinez să-i oferă acea posibilitate. Ceea ce foarte rar se întâlnește la noi în Republica Moldova. Dar mai ales pe trasee unde se circulă cu viteză, uneori e exagerată. La fel, ai văzut că omul vrea să te depășească și vezi că pe contrasens se apropie automobil, mai bine cedează. Mai bine sigur că da. Încetinește și lasă-l să treacă, mă rog. Dar pentru că în cazul în care accelerezi și tu și el aflându-se pe banda de sens opus, evident creezi... Te expui riscul și tu și le expui riscul și pe el că el și de, pe ceilalți de pe contrasens. Da. Exact. Aici se formează un cerc vicios. Ce să mai... Haideți să ne spuneți, vă rog, despre... Dacă sunt schimbări în interiorul poliției și dacă le-ați remarcat în ultimul an, cel puțin, la nivel general, așa, în concepția dumneavoastră. Cu siguranță, da. Iarăși, este necesar să vorbesc despre perioada de când am început activitatea și până la ziua de azi. Sunt mai multe cursuri de instruire pentru colegii mei din poliție, de diferite domenii care sunt foarte importante pentru activitatea lor de serviciu. Sunt acele dotări cu echipamente, acele dotări, nu în ultimul rând, și cu automobile de serviciu, acele dotări și cu, spre exemplu, echipamente de măsurare a vitezei. Noi, când am început activitatea, măsuram viteză cu un echipament produs încă prin anii 90, care riscul corupțional era destul de mare, fiindcă persoana, adică operatorul, putea să șteargă acea imagine cu poză fixată. Acum, la ziua de astăzi, noi activăm cu radarele care nu poate să fie șterse aceste imagini fixate cu ocazul de depășirii limitei sau dacă sunt șterse, pot ușor fi restabilite și respectiv cei inspectori care au operat astfel de activități riscă să fie sancționați, fie disciplinar, fie contravențional, fie și penal, și noi vedem acele situații când alte organe cu drept de controlabilitate constată aceste situații și respectiv sunt realizate acele activități de examinare și documentare a acestor cazuri și sancționarea persoanelor care admit aceste încălcări. Conform unor date statistice, noi în Republica Moldova avem undeva în jur de 1,3 milioane de automobile înmatriculate în Republica Moldova. Ne-am mai vorbit de cele care circulă cu numere străine. Sunt și ele multe. Ce facem cu ele? Nu sunt prea multe? Conform recensământul din 2014, dar care nu știu dacă mai este relevant, noi avem undeva 2 milioane 6,6 de locuitori. Practic este cam o mașină la fiecare a doua persoană. Chiar zilele acestea am consultat date statistici, spre exemplu, doar în municipiul Chișinău au fost înmatriculate până la ziua de 1 martie 2024 aproximativ 350.000 de autovehicule. Doar în Chișinău. Înmatriculate, ceea ce presupun că ei au fost înmatriculate și circulă aici. Dar uitați-vă raioanele învecinate care zilnic vin spre Chișinău la serviciu, pleacă din Chișinău. Vorbim despre un flux total de cam jumătate de milion, posibil? Cam așa ar fi. Și nu în ultimul rând și acele autovehicule care sunt înmatriculate în alte state cu numere străine. Ok, noi trebuie să căutăm căi alternative. Noi alte soluții sau să facem bulevardul Ștefan cel Mare să fie 6 benzi pe o direcție și 6 benzi pe altă, nu vă soluționa problema dată. Noi trebuie să optăm pentru aceea că persoanele să aleagă fie transport public, fie să aleagă mijloacele de transport alternativ, astfel încât să diminuăm din numărul acesta mare de unități de transport. Într-o bună zi, nu o să ne punem toți într-un mare ambuteaj unde nu putem să mergem nici înainte, nici în spate, o să stăm toți în ambuteaj și o să așteptăm până o să ajungem la locul de destinație. Eu ziceam așa, că dacă mie transportul public mi-ar garanta timpii relevant și
rezonabil pentru a ajunge la muncă, eu aș fi disponibil să-mi las mașina la intrare în oraș, eu circulând fiecare zi la 30 km distanță Chișinău, eu aș fi disponibil să-mi las mașina la o parcare mare, fără plată, fără plată sau și cu plată, dar ar fi preferat fără plată, pentru că fac și eu un serviciu până la urmă Chișinăului, cel puțin, o parcare mare amenajată la intrare în oraș și la toate celelalte interese să fie parcări mari amenajate, ca oamenii să poată transporta cu public. Cu transportul, ca oamenii public să aibă alternativă. Da. Îi oferim omul alternativă, respectiv el decide. Dar cu condiție, repet, ca transportul public să circule. Sigur că da. Cu orarul respectat, în condiții sigure. Sigure și demne. Cât de cât, ca să nu avem indispune de că mergem în troleibus cu foarte multă lume, merge în troleibus sau merge cu mașina în trafic și zice, a, ce greu a fost și practic nici mai vrea să muncească toată ziua. Haideți să trecem și un pic și la alte subiecte, că mai avem aici, din păcate, nu știu dacă o să reușim, despre salariile polițiștilor. O evoluat de la an la an și respectiv, la ziua de astăzi, spre exemplu, salariul unui începător poate să ajungă la 7-8 mii de lei. Este suficient? Cu siguranță că fiecare în colegi de mie o să vă spui că nu este suficient. Eu, spre exemplu, când am început activitatea, primeam 3 mii de lei pe lună. Și știți să spunem, dacă încă era să primesc 1 mii de lei, era să ne ajungă. La ziua de astăzi, salariul meu a crescut, dar acea 1 mii de lei tot nu ajunge. Omul este predispus, dacă are un salariu mai mare, să cheltuie mai mult. Dar iarăși, dacă vorbim despre activitatea poliției, trebuie să fie un salariu decent, un salariu demn, la riscurile la care ești expus, nu în ultimul rând și un pachet social adecvat abordat față de persoană care exercită activitate în domeniul de asigurare, ordinii publice. Deci, 7.500-8.000 de lei, având în vedere că salariul... Sunt colegi care au și 10, sunt și 12, 14. Da, salariul mediu pe economie anul trecut a fost undeva în jur de brut. 12.000. 13.000 brut, hai să zicem așa. 13.000 și ceva. Iar statisticile și sondajele arată că undeva avem nevoie de 1.000 de euro pe lună ca să putem să trăim. Atenție, să trăim. Nu să... Eu v-am spus salariul minim care el poate să-l primească, fiindcă dacă o să fie implicat în muncă suplimentară sau în alte activități în afara orilor de serviciu, respectiv acest salariu crește. Domnule Apostol, din păcate timpul nostru foarte repede s-a scurs. Mie îmi pare foarte rău că nu am avut ocazia să discutăm și mai multe subiecte, dar cred că o vom face și cu altă ocazie. Cu mare drag. Vă mulțumesc că ați venit încă o dată. Dragi prieteni, atât a fost să fie pentru ediția de azi a podcastului nostru. Până data viitoare. Numai bine! Thank you.